Trebuie să cred că mai cu încredere, nu? Să fiu al dracu ce tehnologie. Acum o băgăm în DS ăla, nu? DS, cel cu fel. S-ar putea cu frâna să nu să pun drum mai frâne mai bruște așa puțin. Da, da, ai grijă că pe frâna trebuie să apeși un pic mai. Cu credere? E sensibil. Hai mă, că mă descurc, nu o să merg cu viteză, de aceea. Mă, să dăm oară, băiți. Uite, m-am obișnuit să stau cu mâna pe... Nu, dar nu fac nimic. Păi nici nu pot, că e blocat oarecum, da. Ce? Fumurtul că nu e blocat. Ia uite aici. De prea. Eu am apăsat pe ambreaj, ești prost? Nu, și oprim start tot cum se parcă mă tot la semaforul. Da, când e butonul ăsta, când strălucește butonul ăsta, e pe off start stop-ul. Ăsta e să-mi pun centura, dacă tot suntem aici, că mă mereu o uit. Suntem aici cu relativul proprietar al mașinii, pentru că nu e a lui. O să ne permite nimeni odată și odată așa ceva. M-aș obișnui și într-o automată, adevărat zic. Mai multe detalii despre mașină, nu știu ce aș putea să mai zic. Am aflat că avem pilot automat aici. 2 secunde să fac dreapta pe strada asta. Farurile, faza lungă e automată aparent. Nici pe asta nu știam. Bă, muzica! Așa. Bă, dar unde trebuia? Știu că trebuia să fac dreapta, stânga pe aici undeva. Cred că aici. Băgăm aici pula în el ambreiaj invizibil. Trebuia să iau pe aici, da? Sunt mort, eu știu că am venit toată și m-am făcut pe aici. Posibil să ocolesc, să ocolesc aglomerație. Că merg pe aici. Am cățit și câte comenzi aici. Înainte am prioritate, stai acolo. Și înainte tot prioritatea. Ia zi-mă, Benny. Zi mai multe despre mașină, că tu le mai ai. Mașina e cumpărată în Spania. Cumpărată de la un arhitect. Îi vorbește mai tare, că am asta și s-ar putea să vă mai... Cumpărată de la un arhitect care trăia la Madrid și avea biroul la Barcelona. Făcea naveta cu ea Madrid-Barcelona aproape 800 de kilometri, o săptămână, adică 1600. Și mașina are niște kilometri considerabili la anii care are, 216.000 mai exact. Și tu cât ai mers cu ei? Cât ai mers cu cam cât ai cumpărat mașina cu 180.000 de kilometri. Și am făcut eu ceva aici. Am făcut 36.000 de kilometri. Să mor tu cu băieții, să mă bag ușor. Că e suspensia sport, suspensie tare, sunt orice... Stai să treacă unul ăsta. Și acum să uite ăsta la care vorbim să mă jure după să vin să mă bat. Care ar fi? Mașina se comportă bine în 8 trepte, plus marșa de ce a spus Fabi înainte.
Cât era, mă, pe? Maximul care am putut să iau pe autostradă din Germania pe autoban 215 km. Să mai ducea, a? Da, dar nu aveam unde să îi dau. A fost, era autostradă aglomerată și bine, oricum acolo se circula la viteze. Da, da, fii atent, derapaj necontrolat îi dă, gen? Dacă e piciorul după ambreiaj și accelerezi brusc. Dacă ții frâna ambreiajul, acum când nu accelerezi și oprești ISP-ul. Forță e, nu? Mamă, ce? Am o... Bine, are o mică problemă cu partea dreaptă la suspensie. Are un braț de suspensie care nu e în perfectă stare din cauza la niște grupi mai tare. Mai tare. Fără bagaj mare, e bună și... E bună de orice să mă... E bună răbăi. Și de un oraș, de o seară... Ia stai, mă, consum... De aici îl dau, nu? Da, în sus, de ori în sus. Consum în oraș, am mers acum 7.2. Tot continuă să crească, da? Cred că ajungi pe la 1. Cred că ești tot pe la 1.8 așa. La 1.8? La 1.8. Nu. Da? Uite, 7.1 scade. E roșu, nu? Da, e roșu. Bă, ți-am spus, mă, nu mi-ar fi rușine nici într-un Audi de ăsta pe lângă Istanbul. M-am uitat, parcă arătai și puțin mai bine decât Mustang, dacă să mor dacă te mic. Bă, pe din exterior, dacă e stock e forță, ce? Să fie avut niște bări de alea sport, cred că era mai... Toate setările de serie, nu? Are toate setările de serie. Adică? Adică cu ce a venit, nu are nicio extra opțiune cu din afară. Da, stoc! Câte știu eu. Nu cunosc prea bine bărbunii și astea, dar... Bă! Când am venit era totul verde și acum... Nebunie. Și e mai comod să conduci o automată în oraș. Bă, să știi, dai seama. Dai seama. Să... Cu automată e și mai la consum, adică consum mai puțin. Mai puțin mea. Poți să te bagi când vrei tu, fără să pierzi. Momentul. Și aia mă bagi a doua inferioară, știi cum te duci? Bine, dar trebuie să ai mereu constant mâna pe asta. Din experiența mea de un an de șoferit, nu? Așa, mai știi ce-ți mai trebuia mai aici? O cutiere de-aia, stai așa cu mâna aici, frate. Să tine mâna sus, să lăpi mâna pe schimbător. Păi nici nu mai trebuie, mâna asta e moartă. Bine, când conduci așa cu două mâini, că dacă trebuia să conduci cu o mână, pe asta nu mai folosești. Ceea ce, dacă te chinui puțin, o pornești cu mâna asta, vezi, de mă? E de acolo, pe automat, și când vede că-s 30 de grade afară, îți face 5 pe mașină. Ți-am spus, n-ai nevoie de nimic, că e full option. Mai că e full option. Dar așa că e idee super inteligentă pentru mașinile pe care le-am condus eu. Nu am văzut că se schimbă pe la 2000 pe acolo, sau sub 2000. Dar ideea e că nu se simte când se schimbă. Da. Schimbatul depinde și stilul fiecărui șofer pe care îl conduci. Stilul de a conduci. Dacă tu... Vedeți, dar cred că dacă bagi piciorul ne-au schimbă la 3000? Da, da, și mai sus. Nu dai pe manual și te duci singur, nu? Nu. Nu e afacere? Da. Badelele pe mașina asta sunt un pic innecesare. Necesare? Innecesare. De ce? Că tu nu să, adică nu... Pentru că nu le folosești tu, da? Nu folosești viața mașinii, nu o să le folosești.
doar la ocazie sau cum te-am ce aminte de el. Nu, cred că l-aș folosi aici. Bine, dar e nașpa că dacă prins să-mi bat... Nu poți să schimbi în padele când faci un viraj. Pentru că trebuie să ții mâna după padele. După volană. Da. Aia, ba, poți, mă. Poți să schimbi în cutie, dreaptă, în față și spate. A, da? Inferioară și superioară. Da. Vrei să dăm un pic să vezi? Eu, da. Ia piciorul după mine. Hm? Ia piciorul după mine. Pe la nou după mine. Acum ești în a... La 5-a. M5, vezi, manual 5. Stai, hai că o dăm după... Tu când frânezi, nu, trebuie să schimbi ceva? Să schimbă singură, cu oră singură. Doar când pleci, trebuie să... Și o să-ți rămân în întâi acum. O să fie un pic mai bruscă mașina. Și mai pleacă singură? Da. Bun. Să știu dacă să țin distanță față de... Pleacă singură. Și merg și padelele folosite în timpul ăsta? Da. Dar... Schimbă la fel ca la o manuală. Până da, mă, da, nu, mic, nu schimbă. Schimbă, ce vrea. Nu, că nu prea, nu prea că îmi brusc. Și acum schimbă în sus, în față în sus. Hai, a doua. Bă, da, gen, trebuie să iei piciorul după accelerație dacă o schimbi? Mă gândesc că e ca la manuală? Mm. Sau nu neapărat? Hmm? Bine, ideea e că și la manuală trebuie să accelerezi oarecum când e piciorul după ambreiaj. Nu mult, dar puțin. Bine că nu mai sunt gabori aici, nu. Da, băieți, aseară să mă fac cu un Audi de la și n-am lăsat să ducă și era să mă ia poliția. Dar l-a luat pe el în locul meu. Ți-am spus, mă, aia n-a fost noroc, a fost gândire. Ești mic, nu mai bine, sunt cam mici așa. Da, deci când zici că e volan de ăla de joc, dar n-ai cum, n-ai cum. E ca să nu te încurce la condusul automat. Bine, poți să-i pui și niște. Bine, eventual dacă te grăbești cumva, dacă te grăbești cumva și dai de asta, ai belit cariciu. De fapt nu chiar, dar că ai frâna și se schimbă automat. Uite, acum dacă eram pe a mea, îi dădeam inferioară, știi, mă? Da. Peste 2000. Ia coboară. Adică să... Ia, îți bagă inferioara fără să mai faci. Nu ești obligat să faci. Dar odată ce ai apăsat pe frână, în mare parte... A, am văzut că... Și un ambreiaj care îți coboară... Nu, nu sunt mașina. Ce pot să zic? Să-ți aminte să schimbi de mine. Da, mă, da. Dar e încă roșu față. Bă, s-a mișcat, a fost verde sau ce n-ai bățat? A fost verde. Da, am impresia, eu la manuală, genul accelerez, de, nu știu, 1000 și ceva de ture. Asta când pleacă așa după loc, deci că îi moare motorul într-un fel. Asta? Puțin, puțin. Asta? Da. Bine, probabil că o accelerez și eu super ușor. În data de-a mea să nu fac vreo necăcut. Nu, nu, opri pe aici, în spate. Da? Da. S-au mutat mai departe. Ăștia să ia, dar mergeau cu girofără, am... Nu, ce că sunt polițiști ascunși. Ascunși? Nu urtă că scria că sunt ascunși. Da, e mai șmecher să schimb manual, din... Pe manual normal, zi. Da. Să tragi așa de aia, zici că o tragi de-a ta aici, mă. Da, mă, că am zis că fac 10 minute carbloc și cred că-l fac de jumătate de oră. Data e o părță alea mai importantă. Sper să nu se audă totuși ăsta, clima urât. Pentru că te-am auzit să aude, dar am drăcia asta pe cap și nu știu cum de bine o să se audă. Că se aude într-un fel înfundat, știi, că n-are cum să aibă microfonul scos, da, că da, da. Intră apă, dacă e sau ceva. Și mașina mai are un mic sunet ciudat, o vibrație. Când stai pe loc? Că n-am descoperit de la ce e. Când stai pe loc sau? Da. Am auzit-o și.
mie îmi place și cu padele așa. Nu vă rog să înțeleg așa. Și mie îmi place să se simt eu mai mult cu conduct decât singură, știi? Da. Se, spre exemplu, dacă ai avea pilot de la automat, gen să-ți o conducă el doar... M-am băgat să... Că își mai fac aia prin stânga, știi? Tu așa să schimb mașina și... Să schimb mașina, să schimb... Treaptă de viteză. Băi, e bine că îmi pui frână totuși că se schimbă aia singură automat. Să mă mai distrez și eu cu tine. Distrat. Scot și consum mai mic, fii atent dacă zic. Hai că scot dacă e. Tot 7 de a rămas. Da, da. Mamă, câta coada e. De acolo? Urmă, la mine parcă s-aude din spate. Da. Am luat piciorul după accelerate de aia. Nu cum se schimbă, dă-te. Puteam să o forțez. Dacă era, știi, pe ceva? Ce făceam? Puteam inferioare, nu știu. Pușcărie? Bă, băieți, cam aici o să opresc vlogul, că de că spun altceva pe... pe filmarea asta și... poate mă bagă ăștia la pușcărie ca la... ca pe acolo. V-am pupat, ne vedem la alt video, cred.